A fost la un pas de tragedie. Un bărbat a riscat să se nece în râul Bistrița după ce s-a aventurat cu barca pe apele învolburate ale râului. Norocul lui a fost un pompier care a sărit în apă și l-a salvat în ultima clipă. În căutare de distracție și profitând de apa învolburată, doi tineri s-au aventurat cu barca pe râul Bistrița. Distracția avea să se transforme în tragedie după ce barca s-a răsturnat și a aruncat pe cei doi în apele furioase. Unul a ajuns la mal, însă celălalt tânăr a reușit doar să se prindă de crengile unui copac de pe marginea apei. Bărbatul ajuns la mal a solicitat de îndată pompierii, care au reușit cu greu să-l scoată afară din apă, ajutați și așa de localnici. Victima intrase în hipotermie, însă era conștientă. Când am ajuns acolo, eram pompier atât de l-am tras de mână, apa trăgea în jos, se ținea numai cu mâine și capul ieșit la suprafață. Din cauza apelor învolburate a existat chiar și riscul ca atât pompierul cât și victima să fie luați de ape, lucru ce a făcut din intervenție o reală provocare. Apele râului Bistrița sunt extrem de învolburate, debitul este crescut, totuși doi tineri s-au aventurat cu o barcă pneumatică pe râul Bistrița. La un moment dat aceștia s-au răsturnat cu barca. Din fericire, unul dintre aceștia a reușit să iasă singur la mal și a cerut ajutorul salvatorilor. Pompierii salvatori au ajuns la locul solicitării și au găsit un tânăr în vârstă de 22 de ani, agățat de vegetația de pe marginea apei. Unul dintre colegi s-a dezbrăcat, s-a asigurat și a reușit să-l scoată în condiții de siguranță. Ulterior, victima a fost transportată la spital pentru continuarea investigațiilor medicale.